La actualitatea politică internă, 90% fidelitate, ne spune tovarășul Pieleanu. Apropo de intervenția, de dezbaterea multitasking, de asta, dacă îi putem spune, a doamnei Dăncilă, 90% așadar dintre pesediști i-ar acorda votul doamnei Dăncilă în turul al doilea, față de doar 70% cât o votau înainte de această pseudo-dezbatere. Iată că doamna Dăncilă a sărit niște bariere, a sărit niște garduri de la atletism vorbesc, nu dintre alea cum le sărea Buțiu când se ducea să fure floarea soarelui de la Ernei sau prune de mai nu știu de unde sau pepeni, nu. Garduri de-astea sont dimetre e, cum spune francezul, alea pe care le săreau mari atleți, îi țineți minte, în anii 90. E bine, până la ora 6, ci că măsurătorile făcute dimineața până la ora 6, vorba de această dimineață, o fi stat și Pieleanu peste noapte, spun că mai mult de 90% dintre cei care se declară că sunt votanți tradiționale ai PSD, îi vor da votul doamnei Dăncilă în turul al doilea, în proporție de peste 75%, alarmant, zic eu. Votul lui Mircea Diacon în turul întâi merge către Viorica Dăncilă, stai ca la Liana Stanciu. Vedem unde merge votul? Merge la Norvegia, Norway, 12 points. Deci cam așa, deci unde merg voturile din primul tur ale lui Mircea Diacon? Merg peste 75%, conform lui Marius Pieleanu, la Viorica Dăncilă. 3 din 4 votanți al lui Diaconu s-ar duce spre Dăncilă, 90% sau poate chiar peste din voturile doamnei Brunsels, bine că n-au fost foarte multe, doamna Brunsels n-a ajuns la 3%, merg tot către Viorica Dăncilă, de asemenea 95% din voturile tovarășului Cumpănașu, domn e cam mult spus, ar merge spre Marius Pieleanu, tot spre Viorica Dăncilă. Deci doamna Dăncilă, numai voturile lui Pieleanu nu e sigur că le ia. Rest le-ar cam lua pe toate, ceea ce sigur nu trebuie să ne sperie, pentru că ați văzut, sau dacă n-ați văzut, vă spunem noi, sunt câteva sondaje care s-au făcut, nu prea circulă, e adevărat, în mass media, 62-65% în favoarea gigantului de la Sibiu. Este mult mai elocvent decât un trabant. Asta era în copilăria lui Boanchiș cu trabantul. Dar un Warburg ce are, de exemplu? Să tot comparăm cu trabantul. Nu, gigantul din Sibiu. Mi se pare foarte bine spus, întrucât este înalt cât plopul Klaus Iohannis. Ați văzut, doamna Dăncilă nu ajunge nici măcar până la umăr. Da? Este un colos, nu colosul din Rodos. Da? Este colosul din Sibiu. Gigantul din Sibiu nu are absolut niciun fel de emoții pentru turul al doilea. Am avut și eu un sfert de minut de conversație cu doamna Turcan înainte să intru în emisiune și am întrebat-o direct. Doamna Turcan, de unde veniți cu povestioara asta de că săraca n-a mai apucat să iasă din emisiune la timp, dădea cu biciu Mănăstire în ea și tu nu termina, doamna Turcan, să ne trimită pe toți la vot. Și i-a spus-o direct, doamna Turcan, mai lăsați-o dumneavoastră cu votul. Da, e cea mai mare rușine din partea unui politician care știe că nu se face nimic. Avem 30 de ani de când îi tot votăm pe al de Ion Iliescu și găștile lui și nu s-a făcut un spital în România. Chiar ei spuneau mai devreme. Au avut toți banii din lume, pesediștii. Fonduri europene n-au făcut nici măcar un spital regional. Nu, dar domnul Tăricianu n-avea toți banii din lume. Dau exemplu de guvern liberal și n-a făcut niciun spital, n-a făcut niciun kilometru de autostradă, n-a făcut niciun pod peste Dunăre, n-a prins niciun pește din Dunăre. Da? N-a făcut absolut nimic pentru România, niciun guvern până acum. Încă o dată întreb, pentru ce să ne ducem să facem același lucru? Am văzut că iară isteria asta, mergi la vot, cei mai luminați oameni. Bine că nu mai trăiește Einstein. L-a confundat, apropo, Iohannis cu Edison, ca între fizicieni, se pare normal. Ce mi-e Edison, ce mi-e Einstein, era și un mini citat Klaus Iohannis și i-a încurcat pe cei doi. Dar e adevărat că a trecut mult și de la Einstein și de la Edison. Bine că nu mai trăiesc. Și ăștia cred că ne-ar fi trimis tot la vot. Sigur, fraților, numai că ați rămas în esența lucrurilor. Și Hristos, dacă ar mai fi trăit,
Unii zic că o face în continuare. În fine, noi o luăm așa la modul general, la modul tehnic. Așa? Ne-ar fi trimis la vot. Da, sunt de acord. Numai că astea erau preceptele unei democrații ideale, acum 2000 de ani. Sigur că așa era. Du-te la vot, pentru că și noi am fost la începuturile democrației vieții noastre la vot. Astăzi însă, să vii și să spui cu un asemenea tupeu, dar domnule, dar dă socoteală după. Uite doamna Firea, care începe să fie prinsă în fiecare zi cu un alt dosărel. Da? Niște licitații trucate, niște mânăreli uluitoare ies la iveală. Da? Bun, alea de suprafață pe care am discutat și noi un pic în emisiune cu tramvaiele și cu autobuzele care erau strigătoare la cer, evident, și vă oferisem atunci toate amănuntele de astea pe care le aveam la dispoziție, sigur, nu de desubturile familiei Pandele, că alea nu le putem spune, că nici nu le avem și nici nu sunt dovezi. Dar este evident, da? Sunt numai și numai mânăreli. Licitație, acum o firmă de publicitate, a doua zi era firmă de construcții. Da? E prinsă doamna Firea cu tot felul de matrapazlăcuri, așa cum toți primarii de dinainte ei au fost. Noi, fraților, suntem cu toții români. Noi știm că a fura căciula celui de lângă noi este mai important decât orice. De ce nimeni nu s-a apucat de la Nicolae Ceaușescu și până acum de treabă niciodată în țara asta, vreau să-mi spuneți? De ce n-a făcut nimeni nimic? Eu, în condițiile astea, dacă aș ajunge, ăsta ar fi programul meu electoral, dacă aș ajunge într-o situație de genul ăsta, i-aș trage la răspundere, sigur, legal, nu ca și cumpănașul. Da? Termin cu clanurile mafiote, pentru să te termine ele pe tine în secunda 2. Nenorocitule. Nu, legal. Ne-aș trage la răspundere tehnic pe toți cei care fac astfel de promisiuni pe care nu pot să le țină. Și sunt toate guvernele care au trecut până acum. Toți oamenii politici care ne-au trimis la vot și nu s-a făcut nimic. Hai că ăștia deocamdată nu sunt vinovați, pentru că n-a venit al doilea mandat al lui Iohannis. Asta mi-a spus și doamna Turcan. Ce nul a fost Klaus Iohannis în primul mandat la Sibiu și ce multe a făcut în al doilea. Ok, sunt de acord. Bineînțeles că al doilea mandat al lui Klaus Iohannis nu va începe decât de luni și nici măcar de luni, că mai trebuie să mai treacă, e birocrație un pic până să va înscăuna oficial. Practic de la anul. Ai rotund, doamna Turcan, undeva de pe 15 februarie. Cam așa, trece și Sfântul Valentin. Da? Cam de pe atunci Sfântul Valentin e important la Klaus Iohannis. Nu e ca la Jacques Chirac. Era zi de doliu la ei. Nu, la Chirac, la Iohannis e important. Deci de pe 15 februarie începe mandatul 2. Într-adevăr, sunt de acord. Poate să facă miracole. Atâta doar că niciunul dintre cei care au venit până acum, nici la Victoria, la Palatul Victoria și nici la Cotroceni, n-a făcut niciun fel de miracole. Dimpotrivă, ne-a furat, da, de ne-au mers fulgii și ne-au sărit capacele. Da, fiecare s-a îmbogățit, bani, bă, bani peste bani. Citeam și acum unul în declarația de avere, 10 imobile. Da? El este senator. 10 imobile și are un rezervor de ăsta la bancă cu vreo 600 de mii de euro. Dar atenție, din ăștia 600 de mii de euro, el nu ține alea 10 case. Aia sunt bani, da, sunt pus ca aluatul, să mai crească un pic. Da? Nimeni nu știe din ce întreține 10 imobile. Așa sunt politicienii noștri. Bă, deci de atâția bani furați, nu puteau să construiască ceva, e bine, niciunul n-a construit nimic. Iarăși am auzit teoria asta, dar de ce îi băgați pe toți? Păi, nu i-am băgat eu. Eu n-am făcut politică, nu m-am dus să-i votez. Cum să bag eu? Da? S-au băgat ei cu complicitatea nerozilor care i-au susținut. Da? S-au băgat și au făcut asta. Ei aveau salarii de 1000 de euro și au plecat acasă cu miliarde. Bă, cu miliarde. Da? Ce au făcut? Uitați-vă la toate companiile de stat. Toți directorii acestor companii au niște salarii nemaipomenite. N-are unul sub 5.000 de euro pe lună. Și ei nu fac altceva decât să acumuleze datorii. Da? Bugetarii care taie frunză la câini. S-au supărat unii. Sigur, am fost un pic duri edițiile trecute când i-am făcut albie de porci pe buget. Sigur că nu toți sunt în această situație. Dar încă o dată, avem argumentele statisticii. Așa au spus și cei care răsfoiesc acum foile pe la ministere prin sertare. Este un dezastru sistemul de stat. Da? 90% din populație taie frunze la câini.
Deci se duc la serviciu numai ca să se bifeze acolo. Deci nu există nicio producție în sectorul de stat. Sigur, eu înțeleg pe bugetare, adevărul îi supără, sigur i-a deranjat afirmația respectivă. Nu mai face nimeni, stați liniștiți la televiziune în România, din păcate. Trebuie să gândim, îmi transmitea un amic și ieri de la Paris, așa e și la ei. Trebuie să gândim toți la fel, o uniformizare din asta, să ne spună alții cum trebuie să gândim. Așa e peste tot în lume, știu. Eu v-am spus lucrurile astea pentru că fix așa sunt. Deci dacă n-ar exista sistemul privat în România, România ar fi exact cum este pe hartă, fără Transilvania și Banat. Deci imaginați-vă o Românie de astăzi, da? Plecând de la arcul de Carpatic, dar numai partea moldovenească, da? Deci 8 județe din Moldova, după aia regatul, partea asta de sub Carpați și Dobrogea, atât. Deci care ar fi fost economia României, nivelul de trai, tot în România, dacă extrageam zona respectivă. Da, deci toate județele transilvănești, transilvănene și inclusiv Banatul. Deci exact așa arăta România fără sectorul privat. Este singurul care cât de cât mai face ceva. De asta spuneam în contextul ăsta. E o hecatombă nemaipomenită la bugetari. Pentru că acolo nu există decât pile. Da? Și acum citeam că două fete, una fică de PSD-ist, alta de PNL-ist, tot așa ajungem imediat și la ele, au ajuns în două funcții dintre astea mari, fără niciun fel de concurs, fără niciun fel de expertiză, fără niciun fel de rețetă. Pur și simplu trebuiau puse acolo, că tații lor, da, erau bine plasați. Dar până atunci, uluitoare aventura tovarășului Petre Daia, de departe, cel mai necalificat ministru al agriculturii pe care l-a avut Uniunea Europeană. O rușine de om. Da, și i s-a cântat în strună nu știu cât timp. Ăsta ar trebui clar să fie tras la răspundere, să fie adus în fața justiției pentru tot ce a făcut. Acum stați până l-au prins și cu un furt. Sigur o să zică că banii nu-s la el, sunt la Dragnea, sunt la partid. Deci stați să vă citesc. Comisia Europeană este cea mai mare rușine pe care putea să o suporte România. Deci Comisia Europeană a notificat Ministerul Agriculturii cu privire la necesitatea restituirii fondurilor cheltuite de fostul ministru al agriculturii Petre Daia pentru proiectul bursei de pește de la Tulcea. Ministrul Agriculturii Adrian Oros, ministru de astăzi, a declarat că suma de 14,9 milioane de lei, deci rotund 15 milioane de lei, trebuie restituită de Agenția Națională de Pescuit și Acvacultură, pe scurt ANPA, sună sandinist așa, da? Sună America Centrală, ANPA asta, trebuie să dăm bani înapoi. De ce? Pentru că Petrică Daia, o să vă citesc imediat miezul textului, n-a făcut absolut nimic cu ei. I-a băgat în buzunar. Zice așa pe domnul Oros. Au făcut la un moment dat, în 22 martie, inaugurarea bursei de pește. Practic, ce se dorea cu această bursă de pește? Să se liciteze și să se comercializeze toată producția piscicolă din rezervația biosferei Deltei Dunării. Trebuia să aibă un sediu, un punct de colectare la Chilia, mijloace de transport și un sistem informatic. De asta au și adunat o asemenea sumă. La auditul care a fost făcut de Curtea de Conturi, nu de către noi, s-a constatat următoarele. Singurele tranzacții care s-au făcut au fost două tranzacții în ziua inaugurării. Totul a fost doar pentru acea zi a inaugurării. Apoi numai deficiențe și deficiențe grave. Punctul de colectare nefuncțional, fără apă, fără nimic, navele de transport nu erau înregistrate, nu era obținută nicio autorizație esențială. Alaltă ieri, adică marți, e joi astăzi, a venit din partea Comisiei, pentru că a fost pe bani europeni, documentul. Trebuie să înapoiem 14,96 milioane de lei. Acum, dragi prieteni, să vă spun așa, că vă credeți mândri că sunteți români, să fiți sănătoși. Cifrele spun altceva. România, care are Marea Neagră, care are Dunărea, cel mai important fluviu european, cu Delta Dunării cu tot, deci cea mai mare lungime a acestui fluviu pe teritoriul european este în România, 85% din peștele consumat în țară vine din import. România ar fi trebuit să aibă cea mai mare cantitate de pește de apă dulce în Europa. Pentru că Delta Dunării, iertați-mă, este rezervorul numărul 1 al Europei de pește.
Nu știu dacă în realitate e așa. Dar chiar și dacă nu este, ar fi trebuit să fie. E limpede pentru toată lumea că nu există un loc unde să culcă e mai mult apește decât ăla. Plus toată Dunărea, da? De la intrarea în țară și până la vărsare. Da? Plus Marea Neagră, evident, care nu reprezenta foarte mult, dar oricum, plus marile noastre râuri, da? Care sunt atâtea și atâtea, nu mai trebuie să le trecem în revistă, că le cunoaște toată lumea. Deci, în aceste condiții, 85% din pește vine din import. Nu este rău că vine din import. Da, încă o dată. Pentru că dacă nu venea din import, nu aveam pește deloc. Asta e ideea. Noroc că se poate aduce. Dacă nu s-ar fi putut aduce, era încă și mai rău. Dar vreau să vă spun, cam ăsta este românul. Cam ăsta este cel pe care îl votăm noi la toate seturile de alegeri. Orice domeniu de activitate te duci. Pe floarea soarelui, pe smoală, pe zahăr de sfeclă, pe sfeclă furajeră, pe bacterii, pe ciuperci, pe morcov, pe mușețel, pe orice te duci în România, da, o să vezi numai deficiențe, numai inactivitate, numai prostie, numai corupție. Sunt convins că și la recoltarea mușețelului noi facem tot găuri de genul ăsta. Bănuiesc că mușețelul românesc este cel mai tare din lume.